Bine v-am regăsit, dragii mei! Rețeta de astăzi este una potrivită pentru prânz sau cină. Vom găti împreună somon la cuptor cu portocale și lămâie. Haideți să începem! Pentru această rețetă, eu am folosit 3 bucăți de file de somon pe care le-am curățat în prealabil de solzișorii de pe piele. Am aprins cuptorul la 180 de grade și am uns o tavă cu 2 linguri de ulei de măsline. Am așezat bucățile de somon în tavă cu fața în jos și le-am condimentat cu sare, piper, oregano și puțin rozmarin. Voi puteți pune și alte condimente, după gust. Am amestecat zeama de la o jumătate de portocală cu zeama de la o jumătate de lămâie și cu o lingură de ulei de măsline. Am turnat amestecul cu generozitate peste somon. Restul de portocală și de lămâie le-am tăiat felii și le-am pus peste peștele din tavă. Am dat tava în cuptorul încins la 180 de grade pentru 20 de minute. Când este gata, puteți mânca somonul simplu, doar cu sosul format în tavă, sau îi puteți adăuga alături și o garnitură de orez. Noi am preferat prima variantă. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și o veți încerca și voi. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul dând click pe el. Așa veți fi la curent cu ultimele rețete publicate. Mulțumesc pentru vizionare, pentru orice comentariu și orice distribuire a rețetei. Ne auzim săptămâna viitoare. La revedere!